Probabil în cauza vitezei. S-au întors pe linia continuă, asta nu pot să spun, că n-am văzut. Șoferul care a încălcat marcajul liniei continue intenționa să intre într-o parcare aflată în spatele unui bloc, dar chiar în momentul virajului a fost lovit de o mașină care venea din sens opus. Vreau să fac manevra de intrare în parcare și automobilul cu număr de Bulgaria a sosit cu viteză mare, n-am reușit să-l văd și m-a lovit în partea dreaptă. Numai că povestea nu se oprește aici. În urma impactului a fost lovit un alt autoturism parcat regulamentar. În total, 3 mașini au fost implicate în accident. Bucuroși că au scăpat fără să fie răniți, proprietarii vehiculelor se gândesc acum la daunele provocate de ceasul rău. Eu sunt implicată aici, așa că sunt destul de necăjită. Erați la volan? Nu, nu. Erați într-una dintre mașini? Nu eram în niciuna, vă rog frumos. Dar una dintre mașini este a mea. Așa că vă dați seama că chiar nu pot să vorbesc. Sunt destul de necăjită. Polițiștii au deschis o anchetă în acest caz. Au rezultat avarierea 3 autoturisme. Se pare, din primele cercetări, că este vorba de neacordare de prioritate dreapta și s-a luat măsura sancționării conducătorul auto vinovat, conform OUG 195/2002. Șoferul care a trecut linia continuă și nu a acordat prioritate a rămas fără permisul de conducere pentru o perioadă de 60 de zile și a primit o amendă de 200 de lei. Astăzi s-au împlinit 60 de ani de când 10.000 de mehedințeni au fost deportați în Bărăgan. În memoria celor care au pierit acolo, astăzi a fost oficiată o slujbă religioasă. Cu detalii revenim mai târziu în jurnal.